Săptămâna aceasta, Universitatea din București sărbătorește împlinirea a 160 de ani de la înființare și 330 de ani de învățământ superior în spațiul românesc. Seria evenimentelor aniversare a fost deschisă astăzi cu o ceremonie oficială găzduită de Opera Națională din București. Mesajul prefericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat Universitatea din București, 160 de ani de excelență academică, a fost citit de preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Aniversarea împlinirii a 160 de ani de la înființarea Universității din București reprezintă un prilej de recunoștință față de Dumnezeu și de apreciere a generațiilor de profesori care au onorat această instituție de învățământ și cultură, contribuind la formarea și creșterea prestigiului învățământului superior local și național. Tradiția învățământului universitar din București își are începuturile încă din anul 1694, Universitatea din București fiind succesoarea Academiei Domnești întemeiată de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu în clădirile de la Mănăstirea Sfântul Sava. Înființată prin decretul numărul 765 din 4-16 iulie 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Universitatea din București a contribuit de-a lungul anilor la modernizarea învățământului românesc. Biserica și Universitatea sunt chemate să ofere tinerilor nu numai știință și educație, ci și sens pentru a trăi viața în comuniune de iubire și prețuire reciprocă. Împreună, aceste două instituții reprezentative ale societății românești au menirea să-i prețuiască, să-i formeze și să-i ajute pe tinerii de astăzi ca aceștia, la rândul lor, să cultive valorile credinței și ale culturii creștine, iubirea față de oameni și de natură, creația lui Dumnezeu, solidaritatea creștină, prietenia, respectul față de biserică și de neam, precum și dialogul cu alte popoare. Performanța academică și mai ales pasiunea dascălilor români pentru formarea multor generații de absolvenți reprezintă un exemplu viu pentru profesorii și studenții de astăzi, care își pot manifesta prețuirea față de înaintași prin urmarea devotamentului lor în transmiterea cunoștințelor și a dorinței lor de a promova învățământul universitar românesc în contextul lumii actuale. Prezența Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul în cadrul Universității din București contribuie la apropierea și cooperarea dintre biserică și universitate, dintre credință și cultură, teologie și știință, descoperindu-se bucuria dialogului interdisciplinar și a conlucrării spre binele comun. Felicităm pe domnul rector, profesor universitar dr. Marian Preda, pentru organizarea evenimentului aniversar dedicat împlinirii a 160 de ani de la înființarea Universității din București, precum și pe toți profesorii și studenții pentru eforturile depuse ca această instituție universitară să fie un permanent izvor de cultură și spiritualitate pentru tinerii chemați să slujească și să promoveze valorile poporului român. În același cadru a fost transmis și mesajul președintelui României, Klaus Iohannis. Totodată au luat cuvântul reprezentanții autorităților centrale și locale din România, rectorul Universității București, reprezentanței societății civile, cercetători și cadre didactice. Programul ceremoniei a inclus, pe lângă alocuțiunile și discursurile oficiale, mai multe momente de retrospectivă a celor 16 decenii de existență a instituției de învățământ superior, prezentări cu privire la evoluția studenților, lecturi de poezie, precum și lansarea unei emisiuni filatelice speciale. De asemenea, ca parte a evenimentului central, Universitatea din București a pregătit participanților tururi ghidate în locuri ale memoriei din București, vizite ghidate la Muzeul Universității din București și la Muzeul Botanic, precum și o recepție oficială la Grădina Botanică Dimitrie Brânză a Universității București. Învățământul superior din capitală își are originile în Academia Domnească, întemeiată de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu în urmă cu 330 de ani, în clădirile de la Mănăstirea Sfântul Sava. Reorganizată în timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti, instituția a devenit un important centru de cultură grecească. În locul ei, în anul 1818, este înființată Școala de la Sfântul Sava, prima instituție de învățământ superior în limba română, sub conducerea lui Gheorghe Lazar. În anul 1850 are loc reforma învățământului, ocazie cu care sunt dezvoltate cursurile superioare cu caracter juridic și științific de la Colegiul Național Sfântul Sava, câțiva ani mai târziu fiind înființate și facultățile de drept, științe și litere. Înființată prin decretul numărul 765 din 4-16 iulie 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Universitatea din București va reuni sub aceeași cupolă cele trei instituții de învățământ superior. Universitatea are astăzi 19 facultăți care oferă 95 de programe de licență, 223 de programe de masterat, 23 de școli doctorale pe domenii specifice și o școală pentru studii doctorale interdisciplinare, peste 50 de centre și 9 stațiuni de cercetare.